Coaliția de la Guvernare a discutat azi despre statutul minorităților naționale. Acest proiect de lege este foarte important pentru că prin adoptarea lui în forma actuală, PDL-ul ar putea să obțină indirect acordul UDMR-ului pentru mult dorita reorganizare administrativ-teritorială. Coaliția trebuia să discute azi și despre reorganizare, dar nu a mai făcut-o. Maria Toader vine cu amănunte. Maria, de ce s-a amânat discuția? Bună ziua, Ana. Membrii coaliției de guvernământ nu au discutat astăzi despre subiectul reorganizării administrativ-teritoriale a țării, deoarece nu au reușit să-i convingă pe cei de la UDMR de valabilitatea proiectului Partidului Democrat Liberal. Guvernanții au ales mai întâi să clarifice statutul minorităților, care conține două puncte ce fac strânsă referire și la reorganizarea administrativ-teritorială. Vorbim de dreptul statului de a modifica limitele unităților administrative în care minoritățile au o pondere semnificativă dar și de dreptul de veto al Consiliului Național Consultativ al Minorităților în deciziile autorităților locale și asta în zonele în care minoritățile sunt de asemenea într-o pondere foarte mare. Mâine, în Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, ar urma să se adopte raportul final în ceea ce privește statutul minorităților, vorbind de un proiect de lege care este de mai bine de șase ani blocat în legislativul nostru. Oana? Mulțumesc pentru informații, Maria. Polițiștii din